toți, vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației noastre. Pentru o mică introducere, noi am mai făcut o conferință de presă pentru cei care au participat la Infotag, dacă nu greșesc, și acum voi reveni cu careva noutăți. Este vorba de o ruptă de 3 ani, dacă nu greșesc, acum 4, când locatarii din strada, din bulevardul Cuza Vode 1/4, o duc cu o firmă pe nume Sereleno Urco, care întemeie mai multor contracte de investiții, a început construcția a două blocuri locative. Ulterior, firma a fost intentată împotriva SRL-ului un proces de insolvabilitate, iar locatarii au fost obligați într-un mod ilegal, de ce ilegal o să vedeți parcurs, pentru a plăti cel puțin 10% pentru fiecare metru pătrat în plus. Problema cu care m-am confruntat eu personal, de la ultima conferință de presă până astăzi, a fost imposibilitatea în care m-a plasat judecătorul Maria Moraru, judecător la Curtea de Apel, pe dosarul de insolvabilitate al companiei Sereleno Urco. A fost limitarea accesului la informare, și anume dreptul meu ca avocat de la cunoștință cu materialele dosarului de insolvabilitate. Deși am depus 3 cereri către judecătorul Maria Moraru, la care am anexat copii al mandatelor de avocat semnați de clienți, adică de investitori, de 6 investitori, și chiar procurile notariale, deși acest lucru nu era obligatoriu. Cu regret, Maria Moraru de fiecare dată mi-a refuzat și m-a limitat în dreptul de a lua cunoștință cu materialele dosarului și în consecință de a acorda asistență juridică clienților mei. Acumulând toate aceste probe, scrise și chiar audio, convorbirile cu judecătorul Maria Moraru, am depus o plângere la Consiliul Superior al Magistraturii. Cu regret, Consiliul Superior al Magistraturii, printr-un răspuns de 3 aliniate, a invocat că la declarațiile judecătorului Maria Moraru, eu aș fi avut posibilitatea de a lua cunoștință cu materialele dosarului, dar am refuzat. Atrag atenția că eu am anexat foarte multe probe la plângere adresată Consiliului Superior al Magistraturii, probe audio, probe scrise, cereri înregistrate prin cancelarii procurori notariale, copia mandatelor, iar judecătorul Maria Moraru doar a declarat că avocatul Rusonovski Ilean ar fi avut posibilitatea să ia cunoștință cu materialele dosarului, neprezentând nicio probă în acest sens, iar Consiliul Superior al Magistraturii, în consecință, invocă faptul că nu găsește niciun temei pentru a interveni în acest dosar sau în acest, pentru a stopa aceste încălcări de procedură, care din punctul meu de vedere sunt foarte grave. În același context, atrag scurt atenția spre faptul că am depus împotriva judecătorului Maria Moraru plângere la Centrul Național Anticorupție, invocând abuzul în serviciu, dar cu regret, același CNA, cel puțin nu a pornit sau nici nu ne-a informat la ce etapă se află dosarul, plângerea fiind depusă în luna decembrie 2014. O să rog pe doamna colega mea, Galina Afanas, în continuare să vorbească. Domnul ei este chiar investitor în construcția apartamentului propriu. Eu în 2008 am încheiat un contract cu această firmă de construcție nouă, Coserilia, și l-am achitat integral în 2008, adică 100% prin transferul bancar. Din acești bani, la priză de 650 de euro metru pătrat, vreau să atenționez că era numai o groapă acolo, așa, adică la o stadie de fondație am achitat 650 de euro metru pătrat. Dar nu l-am achitat prin acea casa lor care dânsii mi-au sugerat că ar fi bine acești euro să le dau lor în mână, că atunci nu aș pierde la schimb valutar. Eu mi s-a părut dubios și m-am dus în bancă, am schimbat acești euro în lei moldovenești și i-am achitat prin transfer bancar ca să mă apăr cumva de unele ulterioare ilegalități. Dar nu am putut să mă salvez, să știți, adică eu am pierdut la cursul valutar, am achitat comisioane bancare, am plătit impozite acești bani, dar oricum nu am putut apăra de ilegalitățile care au urmat. Pe urmă o să vă le spun care sunt și urmează și până astăzi. În 2008 am achitat această sumă, integral. Insolvabilitatea surprinde în 2010, peste 2 ani după ce eu am achitat sumă. Peste 2 ani după ce casa era ridicată, dar nu era dată în exploatare. Asta o să mă întorc, dar vreau să confirm cele spuse de domnul Rusanovski. Eu la fel am depus timp de 2 ani de zile cereri continue către Curtea de Apel, judecătorul Maria Moraru, ca să fac cunoștință cu acel dosar de insolvabilitate.
Am o cerere din 3.8.2012. Mi s-a refuzat. Am o cerere din 10.8.2012. Să văd dosarul. Mi s-a refuzat. Trecută prin cancelare. Am o cerere din 17.9.2012. Mi s-a refuzat. Am cerere din 3.1.2013. Tot mi s-a refuzat. Am cerere din... Așa, la această cerere din 3.1. mi s-a spus că se indic ce anume document din dosariu vreau să văd. Eu ne știu în genere câte dosare sunt acolo, câte volume. Acum sunt cam 50 de volume, a câte 250 de file, ca să dumneavoastră se înțelege despre ce este vorba. Și mi s-a spus să indic ce anume filă, care o vreau eu. Dar eu nu știam că până nu văd dosarul, nu pot să știu ce vreau să văd din acel dosar. Am mai depus o petiție la 4.1.2013 către președintele Curții de Apel, domnul Pleșca, în care l-am rugat să nu mi încalce acest drept al meu de a face cunoștință cu materialul dosarului și totuși să intervin în cazul judecătorului Maria Moraru. Am fost ignorată. N-am primit răspuns. Am depus alte cereri la 27.6.2013. Să văd dosarul, tot mi s-a refuzat. Am depus o cerere la 11.9.2013, mi s-a refuzat. La 13.9.2013 mi s-a refuzat. La 5.8.2013 mi s-a refuzat. Adică eu am depus undeva vreo 15 cereri ca să văd dosarul și toate au fost refuzate. Văzând acest lucru paralel, depuneam cereri către Consiliul Superior al Magistraturii. Petiții, crezând că dânsii vor interveni. Să știți că nu a fost să fie. Abia peste 2 ani, în 2013, în iunie, mi s-a în sfârșit, după ce am petiționat la Consiliul Superior al Magistraturii, în sfârșit am avut acces la 39 de volume din dosar. 39, dar erau vreo 50. Aceste 39 de volume, cu foarte greu mi s-a dat voie să fac fotocopii, neavând acolo un Xerox. Dar eu am fost limitată 3 zile. 3 zile puteam numai să le văd, mai mult nu. În 3 zile totuși am reușit să fac multe fotocopii și am niște dovezi de încheieri, hotărâri ilegale, emise de către judecătorul Maria Moraru, pe ascuns, fără să ne aducă la cunoștință. În aceste hotărâri, dânsa a dat drept de proprietate, fără să aibă această competență ca instanță de insolvabilitate, la foarte multe persoane dubioase, care, la intentarea procesului de insolvabilitate în 2010, nici măcar nu erau creditori anul COSRL. Și fără careva documente justificative. Și vreau să atenționez că, într-adevăr, avocatul Rusanovski ne-a vorbit că nu se bazează nimeni pe probe la noi în justiție. Judecătoarei Dușova Dorina din spusele administratorului Chicu, precum că dânsa ar fi achitat. Fără să se anexeze și acea poftim. Grefiera doamnei Moraru. Da, grefiera doamnei Moraru, Dușova Dorina. Grefiera doamnei Moraru, da. A obținut dreptul de proprietate asupra unui apartament și de către judecătorul Maria Moraru a fost această hotărâre emisă, dar nu este clar în baza a căror acte de plată această grefieră a obținut acest apartament, deoarece la intentarea procesului de insolvabilitate dânsa era cu sumă de 4.500 de euro. Adică pentru un apartament de 30.600 a achitat 4.500 și a obținut apartamentul. Din cauza la așa creditori care nu și-au onorat obligație contractuală, firma... Probabil și din cauza lor, firma nu a dat în exploatare casa în 2009, cum era preconizat în contract. O să mă refer mai departe la ilegalitățile lui Moraru. Maria Moraru v-am spus, adică se ignoră absolut în totalitate. Deși este vădită că ni se încalcă dreptul la un proces echitabil de către judecătorul Maria Moraru, Consiliul Superior al Magistraturii nu ia nicio atitudine. Sunt cererile noastre, petițiile noastre și spusele lui Moraru, precum că noi am fi avut acces. Pe când din dosar rezultă că nu am avut acces, fiindcă când avem acces, chiar atunci, în 2013, eu am scris că am făcut cunoștință cu 39 de volume, la care lipseau cam undeva vreo 150 de file, diferite file din diferite volume lipseau. Pur și simplu lipseau. Era fila 97, de exemplu, și 80 și 97, 120, următoare filă, pe urmă 121, pe urmă 150 din dosare, așa? Ulterior, când am solicitat să mai fac cunoștință cu dosarul, nu s-a mai putut.
Atunci, în 2013, judecătorul Maria Moraru, în sfârșit, după ce eu am depus mai multe cereri de recuzare, s-a abținut de la examinarea dosarului de insolvabilitate, dar a uitat să transmită dosarul altui judecător. Este o încheiere a domnului Pleșca, prin care s-a dispus transmiterea acestui dosar către un alt judecător. Dar se concretizează, Maria Moraru s-a abținut de la examinarea numai ceea ce ține de creditorul Afanas Galină. Adică dânsa m-a discriminat, a disjugat dosarul care, dejungerea căruia nu se admite un dosar de insolvabilitate a unei singure firme și noi toți suntem creditori și avem drepturi egale. Nu se poate ca un creditor, de exemplu ca grefiera Maria Moraru să aibă un apartament la prețul de 4.500 de euro, eu să achit 30.000 de euro, altcineva 10.000 și altcineva 40.000 de euro. Nu este, nu prevede lege, este o discriminare. Și deși doamna Moraru avea această expertiză judiciară, că noi ne luptăm foarte mult cu aceste ilegalități în justiție, expertiza Centrul Național de Expertize Judiciare emisă cu data de 12 martie 2011, adică dânsa era la curent, în care este scris clar că banii a tuturor creditorilor erau strânsi în unul și același cont. Și cei de pe Sarmisegetuza, și cei de pe Cuzavoză, și ceilalți alte construcții ale lui Norco, care dânsul le efectua, strângea banii pe unul și același cont, nu erau banii separat, așa, pentru fiecare construcție aparte. Toți împreună. Și așa dânsul se achita cu antreprenorul, care este Inrecons, o firmă care tot îi aparține acelui proprietar, ca și Norco. Sunt două firme a acelui proprietar, cu proprietate 100%. A fost ignorat această expertiză judiciară și noi am fost pus în condiții diferite, creditorii, după cum dorea dânsa. Și ulterior, chiar la 7 martie, se vând apartamentele în continuare creditorilor. Uitați-vă câte apartamente se vând, deja la prețul de 500 de euro metru pătrat. Dar eu, care am achitat 7 ani în urmă, 650 de euro metru pătrat, nu pot să-mi obțin dreptul de proprietate. Fiindcă nu vrea Maria Moraru. Vă explic cum nu vrea și de ce. Dar până la Maria Moraru vreau să vă spun cât de norocoasă sunt eu în ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii. Am scris foarte multe petiții, am primit același răspuns. Scanat, xeroxat. Cele relatate nu s-au adeverit, nu ne putem implica, ar fi o imixtiune. Atât. Orice petiție scrisă de mine la Consiliul Superior al Magistraturii, pe orice alt judecător, pe orice ilegalitate, pe orice normă imperativă de drept, a avut unul și același răspuns. La data de 11, asta vreau chiar să vă arăt, că nici nu mai necesită probabil comentarii. Cred că o să mă invideze toți justițiabili din Republica Moldova și nu numai, și de peste hotare. La 13.11.2014 am depus o petiție în care am invocat normele imperative de drept, judecătorul la rejudecarea cauzei mele a dreptului de proprietate. Judecătorul Svetlana Vâșcu a refuzat să transmită dosarul la Curtea de Apel în termenii prevăzuți de lege și a încălcat termenul de redactare a hotărârii motivate, că eu atam cu apel. La 14, vă arăt și plicul, la 14 dimineață, la 13 am depus la 11 plângere. La 14 dimineață, la prima oră, să ies din casă, poștărița mi-a adus răspunsul la plângere. Răspunsul tot din 13 la 11, a Consiliului Superior a Magistraturii. La plângerea mea din 13. Ce, nu mai invidați? La 13 am depus plângere pe la ora 4, fiindcă eu lucrez de la 8 dimineață și nu am putut mai devreme să mă duc. Și în termen record, de o oră până la 5, Consiliul Superior a examinat tot pe 13 pe această plângere, că altă plângere pe judecătorul Vâșcu nu am avut. Și mi-a răspuns, desigur că nu este adevărat, că nu este și așa mai departe, că nu se face mixtiune, deși eu am invocat normele de drept. Nu mi se redactează hotărârea motivată și nu se transmite dosarul la apel. Trecuse două luni. Am și plicul din data de 14. Asta este din cartea recordului Guinness. Dacă ar fi de râs, dacă n-ar fi atât de trist ceea ce se întâmplă cu noi în justiția din Republica Moldova. Și o să mă opresc la dosarul meu după ce o să vorbească totuși domnul Canțăr, că dumnealui tot este investitor. Acum am referit numai la ilegalitățile CSM-ului, ilegalitățile în instanțe ce se întâmplă. Am și mai multe altele și despre cine au să vă vorbesc. Da. Domnul Canțăr. Bună ziua, vă sunt foarte recunoscător pentru faptul că
parte. Da. Bună ziua, vă sunt foarte recunoscător pentru faptul că ați fost sensibil la solicitarea noastră. Mă numesc Vlad Cancer, sunt locatar în casa de pe Cuza Vodă 1/4. Mă numesc că v-a dat seama de complexitatea acestei aventuri care se produce în Republica Moldova. Nu este o noutate, vreau să vă zic, dar are fațeta ei de originalitate. Adică problema e atât de complexă că ne duce la gândul că acest tip Chicu Dumitru, da, și împreună cu judecătoarea Maria Moraru plus echipa de inclusă în comitetul de executiv de creditori realizează un plan diabolic în formă de un soi de scenariu de atac raider asupra persoanelor fizice care sunt locatari în clădirea în care sunt 196 de apartamente. În Chișinău, și nu doar în Chișinău, forme de atac raider sunt multiple. Cazuri când casele au fost, s-au strâns banii de la oameni, au mai fost și casele nici n-au apărut decât niște gropi, după cum a spus doamna Galina. Dar ziceam de originalitatea acestui caz, fiindcă în 2005 încă am încheiat cu SRL Nord-Co contractul în care am investit 90% în ianuarie 2006, casa urma să fie dată în exploatare în 2007. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, casa mergea bine, se construia, nu oricum administrator Tudor Butuc, era foarte ok. În 2007 mi s-a permis să fac reparații, adică în 2009 eu locuiam deja în apartament, vă rog să fiți atenți la nuanța asta, încă eu deja locuiam în urma reparației care am făcut-o, deci era apă, era lumină, era acces, era tot. Da? Dar Norco a reziliat contractul în momentul când Tudor Butuc a părăsit țara și în locul lui, prin legea, nu știu cum să o numesc, dar legea insolvabilității, care este totalmente în defavoarea oamenilor, prin legea asta Dumitru Chicu vine administrator în insolvabilitate. Face adunarea locatarilor și spune că uite, casa voastră e bine, cine v-a mai rămas acolo 5-10% din le dați și am ieșit, nu e o problemă. Cu voi ne lămurim foarte lejer. Ca peste o lună să fie, peste 9 luni, în 2012, el declară, în 2011, mă iertați, adună iarăși toți locatarii din casă, și aici o năstrușnicie interesantă. Toată lumea care a fost prezentă a intrat în sală, după aia am fost rugat să ieșim ca să intrăm înapoi și să semnăm, să vadă dacă este cuorum. Semnături cu care ulterior s-a speculat în procesul verbal, care a fost falsificat, eu n-am votat mărirea prețului metrului pătrat, și nici n-am participat la votare, dar ei m-au pus, eu m-am abținut. Deci contractul a fost realizat unilateral de către Nord-Co. Și majoritatea locatarilor au fost, prin mecanisme psihologice și presiuni psihologice, au fost impuși să semneze alt contract unde trebuia să plătească lumea încă a treia parte din apartament și vă demonstrez acum prin anumite documente de unde vine, de unde cresc piciorușele acestea. Pentru că de la Secția Urmărire Penală de la Comisariatul General de Poliție Chișinău am ordonanța prin care sunt recunoscut parte vătămată în acest caz. Și am identificat la cadastru un act foarte interesant care a fost falsificat de către domnul Eugen Bocun, fiindcă este semnătura lui, un oarecare V. Potop și P. Șveț. Semnăturile sunt aici, act de inspectare care identifică nivelul de pregătire a casei încă în 2008. Asta mă duce la gândul că Chicu și Butuc au fost într-o echipă, fiindcă de pe o casă cu 196 de apartamente, acest Chicu, cost de drumuri mari, dorește, și a strâns mare parte de bani deja, dorește să strângă 2 milioane de euro. Fiindcă în mediu pe apartament revine câte 10.000 de euro pe fiecare apartament. Și atunci, vă dați seama că o casă aproape filisată, asta este calitatea originală sau
neobișnuința acestui caz, că a apărut doar groapa de o casă, dar aici o casă terminată, 2 milioane de euro, lejer, le strânge chicul de pe o casă terminată în fond. Și uitați ce se întâmplă, în acest act sunt indicate toate lucrările. Este 100% și doar două poziții sunt aduse la nivel de 70%. Se face media. După o matematică elementară școlară, media ar fi trebuit să fie 93,75%. Adică aproape 94%. Ce fac dânsii? Cât li s-a plătit, nu știu, dar îi scriu 70. Și la întrebarea, băi, de ce ați făcut o greșeală tehnică? De unde rezultă această sumă enormă care vine Chicu să o falsifice prin adunarea generală a creditorilor din 2011. În anul 2014, în august, eu am primit așa o scrisoare interesantă de la Dumitru Chicu, proverbialul și marele hoț cunoscut în Republica Moldova, dar protejat. De cine e protejat? Cred că vă dați seama că este cineva, un papă care îl protejează, că 2 milioane de euro de pe o clădire cu 196 de apartamente e bine. Ai cu ce te împărți. În care scrie: în calitate de proprietar apartamentului numărul 60 din blocul locativ de pe bulevardul Cuza Vodă, 14/4, solicităm în termen de 15 zile din data recepționării a prezentei notificări să eliberați apartamentul menționat. În caz contrar, actele vor fi înaintate organului de resort pentru inițierea procedurii de evacuare silită. Administrator Dumitru Chicu, poftiți. Fără nicio decizie judecătorească, fără nicio alte mei, Chicu hotărăște soarta oamenilor. Cu banii oamenilor plătiți deja. Atunci, încă din momentul când ne-am dat seama că Chicu de fapt realizează un scenariu foarte complicat, dar verificat deja de mai multe ori și susținut de anumite persoane suspuse, am încercat să sensibilizăm organele de stat. Domnul președinte Nicolae Timofte, încă data de 27 aprilie 2012, domnul Comisia Juridică a Parlamentului, Guvernul Republicii Moldova, primul ministru, în 2012 domnul Vlad Filan, domnul procuror general Valeriu Zupco, domnul Viorel Tetraru, Centru Anticorupție, domnul ministru al afacerilor interne și domnul procuror general. Adică la toți am scris scrisoare. Și din nume personal și din numele unei echipe de locatari. În ultima instanță, când am primit scrisoarea aceasta, m-am adresat doamnei Liliana Palihovici în calitatea domniei sale de vice-speaker a Parlamentului, la care doamna, cu tot respectul, a avut o reacție promptă și a făcut o scrisoare de inițiere a unei proceduri din inițiativă parlamentară adresată. Prin prezent, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu dispoziția vicepreședintelui Parlamentului, doamna Liliana Palihovici, petiția dumneavoastră a fost remisă spre examinare Procuraturii Generale, cu însărcinarea de a vă comunica despre rezultatele examinării. Totul foarte bine. Totul foarte onorabil. Numai că această scrisoare, eu am impresia că acest Chicu își bate joc nu doar de oameni, dar și de parlamentare noștri. Și de toate structurile de stat. Chicu are îndrăzneala să scuipe în față statului prin actele criminale care le face în raport cu locatarii din aceste case. Din cadrul firmei Norco. La care am răspunsul că de la procuror adjunct interimar al procuraturii și mai departe, adică de la Procuratura Generală, dosarul este la inițiativa parlamentară, se duce în Procuratura Municipiului și nimerește exact în biroul persoanei care s-a ocupat de 3 ani, aproape 4, și n-a ridicat un pai în acest sens. Fiindcă nu se dorește. S-au avut indicații să nu facă un pas în dosarul acesta. Și la care nici nu avem acces. Am avut răspunsuri formale, de exemplu, Cancelarea de Stat, vă vom informa despre rezultatele examinării. Centrul Național Anticorupție, astfel în contextul celor expuse, în scopul studiului de ofițate dublării, examinarea s-a decis de a expedia materiale acumulate Procuraturii Municipiului Chișinău, de Centrul Anticorupție. Pentru conexare și examinare în cauze penale nominalizate mai sus. E nominalizată Chicu, are dosare penale pe el.
având sechestru pe apartament, tipul cu dosare penale reușește să scoată apartamentele oamenilor de vânzare prin monitor oficial. Cum să înțelegem absurditatea și bătaia de joc care o face individul ăsta? Am avut răspuns de la Procuratura Generală. Vă expediez pentru examinare conform competenței adresare cetățeanului Vlad Canță. Despre rezultatele examinării informați autorul adresării secretarica să mă informeze care, unde cele, de ani de zile, nicio reacție, nu reacționează nicio structură, toți stau, cei care sunt implicați sau ar trebui să fie implicați în examinarea acestor dosare, stau ca șoricei în birourile lor, nu ridică nimeni de sucul din teama să nu încalce ordinul cuiva de sus. Cum să tolerăm această situație? Nu ne rămâne decât să recurgem la acțiuni de extrem. La acțiuni de extrem. Și în cazul ăsta, chiar lumea e foarte disperată. Că nici procuratura municipală, nici având temeiul total, având dovezi, stau inerți și nu fac o mișcare. Vă mulțumesc deocamdată. Eu vreau să continui. Eu îmi cer scuze, doamna Galina. Vreau să menționez un lucru. La adunarea din 2011, această vestită doamna Maria Moraru a fost invitată la ședință, la adunarea aceasta, și printr-o expunere de presiune psihologică, eu zic așa, așa e doamna judecătoare, doamna Maria Moraru a apărut în scenă, în prezidiu, a ieșit la tribună în mantie judecătorească. Chiar vă rog foarte mult să găsiți în ce regulament este indicat că o judecătoare de la Curtea de Apel poate veni la o adunare generală a creditorilor și să preseze creditorii să fie de acord cu majorarea prețului la metru pătrat. Și la toate ședințele de judecată, Maria Moraru îl protejează evident pe acest chicu. Adunarea a avut loc vis-a-vis de Moltelecom, este o clădire Coop, acolo ceva, la etajul 3 sau 4. Societatea pe acțiuni Moltcoop. Da. Adică respectiv încălcând exigențele legii, judecătorul s-a prezentat în mantie de judecător în afara instanței de judecat. Toată lumea era speriată. Asta am vrut și să vă arăt. Și au falsificat semnăturile în procesul verbal. Este procesul verbal unde este scris clar că Maria Moraru face justiție în sel de festivități de prin Chișinău. Nu mai știm prin care mai face justiție și pe unde, dar suntem cu certitudine, știm că am fost marturi, că în sala festivă a Moltcoop, Maria Moraru a fost prezentă în mantie și acolo a făcut justiție. Nu în instanță de judecată, dar în sala festivă. Asta știm, desigur, avem marturi, 200 și ceva de familie suntem marturi. Și în această ședință, din 10 noiembrie, cum corect a spus domnul Canțăr, 10 noiembrie 2011, noi am fost impuși, adică, mă rog, creditorii au fost impuși că eu nu am votat acel plan. Să votăm planul lui Chicu, despre care noi nici nu știam, habar nu aveam că există așa plan. Nu ni s-a adus la cunoștință până la acea adunare de votare despre plan și nu ni s-a spus care este planul, adică conținutul planului. Dar atunci în acea ședință se vehicula cu prețurile 675, 765, adică se schimbau cu cifre 6-7. Vedeți, e un manipulatoriu psihologic foarte important, așa, și se spunea că cei de la Cuza Vodă trebuie să achite 675 de euro, cei de la Sarmizegetuza 765, nu era clar. 6, pentru 7. Lucrări care nu le-a făcut niciodată, pentru inventate. Nejustificat, fără să justifice, să ne aducă o justificare, dar se manipulau cu aceste două cifre. Și v-am spus, discriminatoriu, așa? Chiar și așa era o discriminare, că nu se poate unii să achite o sumă, alții altă sumă, dar odată ce toate investițiile au fost în același cont, toți oamenii au achitat unul și același cont. Asta în condițiile în care, timp de un an de zile, dinșii n-au propus planul. Legea prevede maximum 120 de zile pentru propunerea planului. Planul a fost propus abia peste un an de la insolvabilitate, adică peste 12 luni. Și în contrăziere, da? Și în acest plan se vehiculau două sume. Iar cei care nu vor dori să achite adăugător, celor de la Cuza Vodă li se vor restitui 70% din suma validată, celor de la Sarmizegetuza 25% din suma validată.
Și acum facem un calcul matematic simplu. Să presupunem, rotuncind, eu am achitat 500.000 de lei. Trebuia să mai achit, conform ceea ce vrea Chicu, încă 150.000. În cazul în care nu le achit, primesc numai 25%, adică primesc 125.000 din 500. Simplu. Apoi întrebarea, unde dispar cele 375.000 bani din care eu i-am achitat acum 7 ani și din care a fost construită casa, apartamentul meu? Nu este clar. Este evident că este o escrocherie totală, așa? Este un plan de escrocherie. 500.000 să le mai dau 150. Ce nu le dau, îmi întorc numai 125. Restul rămâne la ei. Acest plan de escrocherie a fost confirmat printr-o încheiere de către judecătoare Maria Moraru, fără să ne dea voie ca noi să ne expunem asupra acestui plan. Fără să ne dea voie ca noi să-l contestăm, să ne spunem părerea. Tot în acest proces verbal este scris lista voturilor se anexează. Adică știți că atunci când noi votăm un plan, este o listă de voturi care trebuie să fie anexată. Nu se votează planul în insolvabilitate cu ridicare de mână, deoarece numărul de participanți, adică eu, dacă am achitat, de exemplu, 500.000, dar grefiera ei a achitat 70.000 de lei, noi nu avem același pondere a votului. Se ia procentul din suma achitată. Așa, adică este un procent mai mare, eu am de mai multe ori mai mare procentul decât acea persoană care a achitat mai puțin. Și această listă a voturilor care aici e scris că se anexează nu este a dispărut. Nu putem găsi nici noi, nici procurorii timp de 6 ani de zile, de când o căutăm. Din 2011, 5 ani, 4, 5 ani au trecut. Nu putem să găsim această listă a voturilor. A dispărut din dosar, nu este. Iar ulterior, aici era scris că, precum că cineva s-a abținut, pe mine nu m-au scris, cu toate că eu m-am apropiat și am solicitat să-mi dea o copie a acelui plan, să o studiez și o să vin pe urmă și o să-l votez. Poate va fi bun, poate îmi va plăcea, așa. Nu mi-au dat și nu e scris că m-am abținut. Ulterior, peste 2 ani, Maria Moraru scrie că eu, Afanas Galina, în altă încheiere, nu am votat acel plan. În încheiere Maria Moraru, datată cu 11.07.2013, dânsa spune că Afanas Galina nu a votat acel plan. Cum se înțeleg? Maria Moraru, într-o încheiere, spune că eu am votat planul, alta zice că eu nu am votat planul. Același judecător, Maria Moraru, care a fost martor la acel vot, fiindcă dânsa... În mantie a venit și a făcut justiția în sala festivă. Moldcov, pe strada Ștefan cel Mare 67, știți unde este? Zării de multe de com, da. Așa. Nu putem să înțelegem ce fel de justiție este aceasta prin niște afirmații neprobate. Acum, după acest plan de escrocherie, o să trec la alte ilegalități ale lui Maria Moraru. Noi toți cei care am considerat că suntem discriminați, că suntem defavorizați, deoarece am achitat integral contractul în 2008, cu 2 ani înainte de a fi insolvabilă firma. Insolvabilitatea a fost fictivă, din motiv că s-a bazat pe un raport a administratorului Chicu Dimitru, în care clar este scris că 3 construcții, 3 blocuri cu 10 etaje de pe strada Sarmi Segetuza 53 lipsesc. Pe când acele blocuri erau construite, ridicate, numai că nu erau finisate. Și în baza acestui raport fals s-a pornit insolvabilitatea fictivă, intenționat. Noi avem acel raport, pe urmă l-am luat de la dosar în 2013, v-am zis, după ce am petiționat foarte mult. În acest timp, noi ne-am dus în instanță de drept comun să ne apărăm dreptul de proprietate asupra bunurilor construite din banii noștri, cum prevede legea. Și noi, mai mulți creditori care am achitat integral, am prin instanțe, așa, ca să ne obținem dreptul de proprietate. În acest timp, judecătoarea Maria Moraru, unipersonal, pe ascuns, face încheieri prin care dânsa dispune anularea sechestrelor din diferite dosare, câte liniuțe sunt atâtea dosare. Și, inclusiv, am subliniat și din dosarul meu, adică eu, în dosarul care cer dreptul de proprietate, am aplicat sechestrul, deoarece Maria Moraru a început să-mi vând apartamentul, în timpul în care eu eram în litigiu. Văzând acest, fără să mă preîntâmpin, văzând acest anunț de monitor oficial de vânzare a apartamentului meu, eu am aplicat sechestrul, am solicitat prima instanță să aplice sechestrul asupra apartamentului meu. Instanța a aplicat sechestrul. Chicu, administratorul, a contestat acest sechestru, fiindcă îl încurca să-mi vândă casa, așa, apartamentul. Curtea de apel a menținut sechestrul aplicat decât de prima instanță. Ulterior, peste jumate de an, Maria Moraru, pe ascuns, emite o încheiere în alt dosar,
cu totul am dosarul în cel din insolubilitate, să se anuleze sechestrul meu și la toți ceilalți care sunt litigi. Mai mult ca atât, însă, prin această încheiere emite să se anuleze și sechestrul judecătorului de instrucție în dosarul penal din 2010. Este de groază ce se întâmplă. Divestită, Maria. Eu am scris o cerere, după ce am văzut că firma este insolvabilă în 2010, casa nu era dată în exploatare, dar bună era construită din banii mei, văzând că un an de zile nu fac nimic și împart masă de viitoare după bună plac, eu m-am adresat în instanța de judecată. Dar când a devenit insolvabilă firma, am scris ca și tot ceilalți creditori o cerere de validare a creanțelor. Cum se face de obicei, așa? În baza articolului 131, în care am solicitat să mi se valideze suma achitată integral cu preluarea contractului. Deoarece neexecutarea obligațiilor era anume nedarea exploatarea casei, adică încălcarea dreptului meu la proprietari. Am scris această cerere de validare, atât ce am scris către Marie Moraru. Dânsa a folosit această cerere împotriva mea, insinuând precum că eu aș fi cerut o creanță din neexecutare. Pentru că eu n-am cerut așa ceva, am cerut cu preluare contractului, clar, la 16.11.2010. Ulterior, eu am fost validată de către Marie Moraru, iată, prin așa un tabel, în care este numele meu și ștampila și semnătura instanței. Așa se validează creditorii. După aceasta, când am văzut că se vinde apartamentul meu, m-am dus în instanța de drept comun să-mi apăr dreptul de proprietate. Și am câștigat procesul în prima instanță. Am hotărâre primei instanțe prin care, la data de 14 martie 2013, s-a dispus admiterea cererii mele din instanță de judecată și confirmarea dreptului meu de proprietate asupra apartamentului construit din banii mei și încuviințarea cadastrului de a înregistra în registrul bunurilor imobile, conform legii. Nu mi-a plăcut lui Chico această încheiere și a atacat-o cu recurs la Curtea de Apel. La Curtea de Apel, dosarul ajunge la Moraru, Bârcă, Ciugureanu, în acel complet. Cu cea mai mare obrăznicie, Moraru vine să examineze această cerere de apel. Eu am solicitat recuzarea judecătorului Moraru, peste câteva zile, în sfârșit, nu găseau alt judecător la apel, nu era altul decât Moraru, așa, nu găseau și în sfârșit au găsit-o pe Panov. Și totuși m-am luptat ca să nu examineze aceiași Moraru apelul, așa? Dar, degeaba fiind că Curtea de Apel pentru decizie a dispus că să se ducă la rejudecare. Deoarece administratorul a mințit precum că nu ar fi fost citat legal, având citația este, el a fost citat legal și semnat. Dar a mințit că n-a fost citat legal. Instanța nu s-a bazat pe probe, dar s-a bazat pe spusele părătului și a dispus Ciugureanu Bârcă Moraru să se întoarcă la rejudecare în 2013. S-a întors la rejudecare dosarul. La rejudecare, dar nu pur și simplu s-a întors la rejudecare, a apărut o încheiere. Asta e cea mai mare găselniță a judecătoarei Marie Moraru. A apărut o încheiere datată cu 26.11.2012, în care judecătoarea Marie Moraru explică sensul validării creanțelor creditorilor. În opinia judecătoarei Moraru, ce înseamnă a valida? În opinia judecătoarei înseamnă a rezolvi sau a încasa o sumă. Această judecătoare scrie: la cererea administratorului, peste 20 de luni după ce am fost validați, adică ni s-a recunoscut un act juridic cu preluarea contractului. Nu a contestat nimeni preluarea contractului meu, deoarece toți știau că am achitat integral prin transfer bancar. Eu am considerat că nu sunt vulnerabilă și având dovezile ordinului de plată din bancă, nu se vor putea să-mi ia apartamentul, dar n-a fost să fie, fiindcă în această încheiere de explicare a hotărârii, Marie Moraru scrie următoarele. Se admite cererea administratorului insolvabilității privind explicarea sensului și extinderii aplicării hotărârii Curții de Apel și anume se explică că odată cu validarea sumei rezultată din neexecutarea contractului, Galina Afanas și-a exercitat dreptul prevăzut de articolul 98 privind rezoluțiunea contractului. Articolul 98 nu prevede rezoluțiunea contractului. Eu am solicitat validarea creației în baza articolului 31, adică să-mi recunoască un act juridic. Instanța ce face? Se uite dacă eu într-adevăr am achitat, verifică probele și cu preluare contractului. Și dacă nimeni nu o contestă, îmi recunoaște actul juridic. Ulterior, pe urmă, instanța, administratorul primește toate creanțele, le valorifică, se uite ce masă debitoare este la cel debitor și vede dacă le poate satisface.
Articolul 98 prevede că contractele care acel administrator nu le poate satisface nu sunt preluate. Și atunci noi, creditorii chirografari, avem dreptul să înaintăm o creanță din neexecutarea contractelor. Adică dacă nu ni s-au executat contractele, am fost prejudiciați. Și un prejudiciu oarecare. Eu nu am solicitat acest prejudiciu din executare, deoarece contractul a fost preluat. Iar peste un an am aflat că trebuie să mai achit bani. Și peste 20 de luni, peste 2 ani și ceva, Moraru, unipersonal pe ascuns, emite o încheiere care stă la baza tuturor deciziilor și hotărârilor la toți ceilalți judecători din Republica Moldova. Această încheiere este. Celelalte legi se anulează. Se pune această încheiere în față, o să vă explic de ce. Fiindcă la rejudicare, și aici se mai scrie mai multe, că odată ce eu am depus cerere, nu mai am, mi s-a luat dreptul de proprietate, mi s-au luat toate celelalte drepturi și odată cu validarea creanței, eu nu mai am dreptul să solicit dreptul de proprietate asupra apartamentului construit de bani, e clar scris. Și e interesant că această încheiere este, două exemplare sunt așa încheiere datată cu această dată, una pentru mine personal, alta pentru ceilalți creditori. Așa? Și ulterior, cu această încheiere vine la rejudecare administratorul, părâtul, Chicu. Și dânsul a solicitat explicare, să-mi explice mie, văzând că eu am câștigat procesul în prima instanță, să-mi explice că nu am nici nu am dreptul să mă duc să caut drept de proprietate. Și atunci eu am contestat, dar Curtea Supremă a zis că e tardiv, nu pot, cele 11 cereri mele că nu am avut acces la dosar nu sunt pertinente, adică nu are nicio relevanță. Și mai mult ca atât, acest judecător de la Curtea Supremă au scris că în bătaie de joc, că eu trebuie să urmăresc pas cu pas procesul. Dar cum să urmăresc, domnilor, dacă eu le dau 11 cereri în care nu am acces la dosar? Și au zis că nu trebuie eu să mai caut drept de proprietate odată ce mi s-a scris în acel tabel că eu sunt validată și mi se va restitui suma, dar nu toată, numai cea care va zis 125.000 conform hotărârii creditorilor. Adică eu am investit, de exemplu, o să rătungesc 500.000, 8-7 ani în urmă și am așteptat 7 ani că mi se întoarcă 125.000. Perfect. Am făcut o afacere bună, așa, și această încheiere a stat la baza hotărârilor și prima instanță a hotărât că nu a pus în valoare probele aduse de mine, faptul că eu am achitat integral, nimic, nimic absolut, nu s-a expus asupra nici a unei din probe. Acest judecător nou, Svetlana Vâșcu, care au corupție și noi, dar sunt, știți că sunt tot așa de corupți ca și ceilalți. Așa, nu a pus în valoare legea, nu a pus în valoare probele, s-a bazat numai pe această încheiere a judecătorului Marie Moraru, insinuând precum că încheierea ar fi o hotărâre irevocabilă, nefăcând deosebire dintre încheieri și hotărâri. Iar eu am atacat cu apel, după cum am spus, la Curtea de Apel și trei judecători la Curtea de Apel, Cernat, Bulgac și Papopol, Bulgac fiind, la Lidia Bulgac fiind dosarul, a scris următoarele, fiți atenți, eu am invocat 46 de argumente în apel de ce prima hotărâre, prima instanție trebuie să fie casată. 46 de argumente. Curtea de Apel nu s-a expus asupra niciuna din argumente, evocând că nici nu trebuie să se expună. Mai mult ca atât a scris, deoarece aprecierea probelor, admisibilitatea și pertinența acestora rămâne la discreția instanțelor. Fiți atenți, aprecierea probelor nu este obligatorie pentru instanția din Republica Moldova. Este la discreția instanței. Vrea instanța, apreciază proba. Nu vrea, nu apreciază. Adică probele din dosar se apreciază sau nu la discreția judecătorului. Pe când legea prevede clar că articolul 130, fiecare probă se apreciază din instanță, fiecare. Și mai mult ca atât, articolul 130 prevede instanța judecătorească este obligată să reflecte în hotărâre motivele concluziilor sale privind admiterea unor probe și respingerea altor probe, ceea ce nu a făcut nici prima instanță, nici instanța de apel. Mai mult ca atât, instanța de apel nici măcar nu s-a referit la legea guvernantă. Adică a afirmat sau a infirmat niște spuse, precum că, vezi tu, corect, prima instanță ar fi apreciat probele. Și ați înțeles cum se face justiția. Am atacat cu recursul la Curtea Supremă, mă pregătesc să completez formularul CEDO și altă ieșire nu am din situație. O să vedem ce o să facă Curtea Supremă de Justiție, cu toate că mare încredere în Curtea Supremă de Justiție nu am, deoarece eu am contestat acea încheiere ilegală, dar Curtea Supremă nu a examinat-o, restituind-o fără examinare, precum că este tardivă.
Și m-am adresat și la CNA. Două dosare sunt, două plângeri ale mele. Una în privința la faptul că Maria Moraru ascunde, falsifică și distruge probele din dosar, fiindcă dosarul din 2013 de insolvabilitate, ce ține de mine, de apartamentul meu, a dispărut, nu știu unde. L-a transmis și că judecătorul lui Marina Anton numai 48 de file din 10.000 de file din cele 50 de volume, așa. Și deoarece Maria Anton deja este urmărită penal, am zis că nu este dosarul și s-o fi întors iarăși la Moraru și așa, nu mai știu unde este el, că nu-mi dă nimeni răspuns. Și a doilea capăt de acuzație către se ocupă acum Centrul Național este faptul că Maria Moraru a emis cu bună știință o încheiere vădită ilegală prin care mi-a luat drepturile și libertățile mele la un proces echitabil și la proprietate. Adică, conform acelei încheieri al Mariei Moraru, eu nu mai am dreptul să solicit dreptul de proprietate, odată ce am avut neatenție să scriu cerere de validare. Adică, deodată trebuia să mă dezic de apartament, nici să nu mai scriu cerere, nici să nu mă mai rup. Deodată trebuia să-i dărui și apartamentul și banii. Și asta este situația în ziua de azi, ne luptăm mai departe, ne pare foarte rău că trebuie să cheltuim banii publici pentru a tergiversa aceste procese. Eu am câștigat procesul în 2013, n-am înțeles ce e încurcat pe ei dacă eu deveneam proprietar apartamentul construit din banii mei până apărea ei în 2010. Asta este situația din Republica Moldova. E unul din toate cazurile care se produc. De fapt, asta e maniera de a face dreptate a organelor de justiție din Republica Moldova și de a da complexitate prin a obosi psihologic și moral oamenii care până la urmă, disperat, semnează contractele aeroante care au fost reziliate unilateral de către Chicu și oamenii se văd psihologic deja distruși și ajung la aceea că marea parte sau mai mult de jumătate din locatari au semnat contractele propuse de Chicu, al doilea contract. De aceea mizăm foarte mult pe dumneavoastră să mediatizați această problemă ca fiind una specifică, din păcate, Republicii Moldova, dar având și partea ei de originalitate, după cum am spus, prin actori arhicunoscuți în Republica Moldova, prin calitățile lor de criminali și de hoți, care distrug moral și psihologic cetățenii din, și dau o imagine foarte proastă a Republicii Moldova ca stat de drept. În toate contractele de investiții, la punctul 5/2, deci absolut în toate contractele, este scris negru pe alb. Rezilierea unilaterală nu se admite. Ori judecătorul Maria Moraru, prin încheierea despre care a vorbit doamna Afanas, inclusiv nou Orcou, prin toate notificările sale, aduce la cunoștință investitorilor că contractele au fost reziliate unilateral. Și încă prin telefon. Fără să indice, conform cărei legi. Și în pofida faptului că sunt ședințele care se derulează ori la judecătoria botanică, ori la curtea de apel, șantajează prin notificările respective investitorii de a evacua apartamentul. Vă rog dacă sunt careva întrebări. Doar dumneavoastră doi luptați? Nu, suntem mai mulți. Ca să vă faceți închipuire cât suntem, este, v-am arătat acea încheiere a lui Moraru, câte încheieri dânsă de aplicare sechestrului a anulat, toți acestea sunt în litigie, adică noi suntem în litigie, atâtea dosare sunt, prin litigie în instanțe de drept comun și dânsa anulează toate acele sechestre puse în alte dosare pentru eventual caz, dacă noi câștigăm, să nu fie vândută casa. Și iată atâtea câte sunt, acuși la data aceea când dânsa a făcut, este așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, numai 18, din 18 dosare diferite, dânsa a anulat încheieri, ceea ce ne face să credem că 18, cei care sunt în litigie, așa? 18 dosare aici numai, dar... Care vreau să dau contractele, dar mai mulți. Dar ești persoanelor să înțelegem că s-au conformat cu... S-au resemnat, fiindcă nu aveau cum, s-au speriat. Moral, psihologi și efectate asupra lor, majoritatea au fost de acord ca să achite 10% în plus, după care au fost o parte din ei obligați să mai achite încă 5%. La adunarea aceasta spuneau, dacă nu achitați aceste 150 de euro la metru pătrat, veți pierde apartamentele. Așa-i, doamna Moraru. Așa-i, domnul Chic. Asta a fost exact la adunarea de creditori generală. Rămâneți și fără casă și fără apartament, da. Și este și cazul meu. Vedeți, am achitat integral și mi-a spus Maria Moraru să m-a telefonat. În 2013, atunci când m-am adresat la CNA și prin telefon m-a amenințat și mi-a zis, dacă nu să-mi iau petițiile mele de peste tot, am zis, care petiții? De peste tot, unde am scris eu, atunci nu o să ved nici casa, nici apartamentul, nici bani.
Și așa și este. Se ține de cuvânt judecătoare Marie Muraru, care face lege pe presupuneri, ignoră legea, este o negare totală a legii. Maria Muraru face... Maria Muraru face legi pe oameni vii, pe tupuri de oameni. Asta este logica, simplă. Maria Muraru, în calitate de judecătoare la Curtea de Apel. Și nu îndrăznește nimeni să-i caute un act de cojoc potrivă. Credeți că cele 2 milioane de euro care vor să le scoate de la locatari se va împărți și cu doamna judecătoare? Deja, dacă grefiera doamnei Moraru are câte apartamente, doamna? 4 apartamente. Se va mai spune ceva despre întrebarea dumneavoastră, se va răspunde dacă se vor împărți. Noi în Sarmi Segetusa, acum, la momentul de față, sunt 28 de apartamente care aparțin, fiți atenți, la două persoane. Sarmi Segetusa 53. Sunt 28 de apartamente care aparțin la două persoane care sunt din comitetul creditorilor. Una din persoanele este Popescu Luba. Este o doamnă care are grad de invaliditate și, mă rog, este din fondul social, trăiește așa. Ea are vreo 10 apartamente, ea cu fică și cu soțul. Și altă persoană, tot din comitet, care tot stă pe fondul social, are un copil invalid, este tata Rustela, care tot are vreo 10 apartamente pe ea scrise. Spuneți-mi, vă rog, de unde aceste persoane pot să procure 10 apartamente când ele atunci când a devenit insolvabilă firma, aveau achitate doar 50% din sumă. Și pe urmă, validând, votând tot ce le se spune lor acolo în comitetul creditorilor, au ajuns să aibă câte 10 apartamente și dânsele le vând acum. Cum credeți? Banii cei care dânsele le vând și le iau numai lor? E clar că au fost scrise pe persoane vulnerabile, persoane care au acceptat să voteze tot ce dorește Chicu și Moraru. Li s-a promis lucrul ăsta că o să vă dăm apartamente, dacă strângem banii, informație ieșită de la comitet, dacă strângem banii de pe ei, voi aveți, nu plătiți apartamente și mai aveți în plus câte ceva. Și încă ceva, un caz simplu. Eu am fost în comitetul creditorului, ales de către toți cei creditori, știind că am achitat integral și nu am interes să... Și nu am dorit să votez ce dorește Chicu și am fost pentru încheierea lui Moraru scoasă din comitet. Da. Componența comitetului executiv a fost modificată la bunăvoința lui Chicu. Cum a dorit el? Vă rugăm să mediatizați măcar presa internațională să ne audă. Cei care dau bani pentru a reforma justiția. Vă mulțumim de toate.